cel puțin. LGBTQI plus, domnule Cioloș? De la lesbian, gender, nu știu nicio exact. LGB... Dar... Ar trebui ca România să introducă această legislație astfel încât să recunoască uniunea dintre doi bărbați sau două femei în România ca o căsătorie? O formă a lor de conviețuire, pentru că ei decid să trăiască împreună, o formă legală de conviețuire, cred că ar trebui găsită. Eu personal nu cred că trebuie să ajungem până la a recunoaște o căsătorie în momentul de față. Bărbații schimbarea trans... de sex și e dreptul lor să o ceară. Eu nu intenționez să-mi schimb sexul. Asta, bă, eu nu încurajez pe nimeni să facă lucrul acesta. Nu fugiți de răspuns. Nu, da, ați fi de acord cu bărbații trans să participe la competiții de femei, că era destul de simplu ce-a întrebat. Nu cred că e cazul.